Bună dimineața tuturor! Mulțumim tare mult că ați venit și scuze, vă rugăm că a trebuit să așteptați. Ne bucurăm tare mult că suntem astăzi aici și e un moment foarte important. Și e de fiecare dată important când ajutor umanitar pleacă spre Ucraina. Ce avem astăzi e deosebit pentru că vorbeam și cu prietenii și colegii din Franța. E cel mai mare ajutor pe care Franța îl trimite în Ucraina. Da, și colegul și prietenul nostru a dat mai multe detalii ce conține. Noi, pe partea de DSUI, GSU, ISU, suntem pregătiți cu toată logistica ca să-i sprijinim ca acest ajutor umanitar să ajungă la hub-ul logistic de la Suceava și de acolo mașinile, tirurile din Ucraina vin și preiau ajutorul fie direct pe roți sau, cum spunea și colegul meu, cu trenurile. Deci ne bucurăm că se întâmplă lucrul ăsta, mulțumim că sunteți aici și că acoperiți genul acesta de exercițiu normal în contextul actual, pentru că ați văzut în ultima perioadă e din ce în ce mai puțin acoperit conflictul din Ucraina. Asta nu înseamnă că este gata, din contră. Noi suntem pregătiți pentru orice fel de scenariu și mulțumim tuturor, de la organizații neguvernamentale, autoritățile locale, presa care acoperă asta, alte state care, uite, oferă ajutor. Mulțumim că sunteți aici încă o dată. Ne pare rău că a trebuit să așteptați. Aici cred că cel mai bine ar fi să-l rugăm pe colegul, partenerul din Franța să ne zică. Altceva vreau să vă spun, ați spus că sunteți pregătiți logistic, da, să ajutați să ajungă la Suceava. Ce înseamnă asta mai? Asta înseamnă că avem dispozitive de pompieri de la ISU care o să însoțească convoiul umanitar, o să folosim echipament, mașini ale ISU ca să ajungă o parte din mașini, o să ajungă pe roți, altele o să fie puse pe platformă. După aceea echipele care descarcă acolo la hub-ul logistic, care este sub mecanismul de protecție civilă european, o să ajute să facă treaba asta și după aia încărcarea în tirurile colegilor, partenerilor din Ucraina. Dar pompierii de francezi care au venit acum vor rămâne acolo în Ucraina cu aceste echipaje? Nu. Din câte știu, ei o să, misiunea lor se termină la momentul în care ajung la hub-ul logistic de la Suceava și după aceea se întorc, pentru că de acolo, practic, din Ucraina vin tirurile la aeroport, unde este hub-ul, și preiau toată încărcătura. Câte zile a durat operațiunea de descărcare și când va pleca efectiv convoiul spre Suceava? Ceremonia în Suceava o să fie pe 9, deci ne așteptăm ca până pe 9 absolut tot ce vedeți aici să ajungă în hub. Nu am detaliile astea, dar putem să vi le furnizăm cu toată lista și ce conține. Vă rog să spuneți ce înseamnă adaptarea acestor raute speciale la standarde ucrainene. Aici, din câte înțeleg, este vorba de diferite sistem diferit, apropo de a te racorda la, cum se cheamă, tunurile de apă. Au un alt tip de diametru, alt tip de prindere, cum este și la trenuri, că sunt pe alt tip de cartament. Mulțumim și noi, o zi frumoasă! Numele Mihai Lupu, sunt de la